pe parcursul acestui an să realizăm concursul de proiecte vis-a-vis de totemurile pentru intrarea în județ. Și cu toții atunci am căzut de comun acord că acele investiții sunt bune și sunt necesare. Și pe parcursul anului noi deja am început să lucrăm la aceste lucruri. Acele panouri de la intrarea în județ sunt într-adevăr foarte vechi și tocmai de aceea ne-a preocupat acest aspect, să avem totemurile ancorate în realitatea zilelor de astăzi, să fie foarte frumoase și am preferat, sincer să vă spun, să aducem alături de noi arhitecți chiar de la Iași, care să vină să-și spună un punct de vedere, pentru că poate au o altă viziune și intrările în județ să fie schimbate, să nu fie identice cu cele vechi. Pentru că nu era foarte simplu să venim pe aceeași variantă din care există în acest moment la intrările în județ, dar am zis, poate găsim o variantă mult mai reprezentativă pentru județul Botoșani. Cu privire la cea de-a doua problemă, pe de o parte ne bucură investițiile care le desfășurăm în județ în această perioadă. Cu siguranță știți foarte bine cu toții că pe o parte din drumurile județene s-a mutat tot traficul, să-i spun așa, în momentul în care s-a deschis șantierul pe Botoșani-Târgu Frumos. Traficul rutier a fost redirecționat pe drumul județean de la Lebăda până la ieșirea din Tudora. Pe o parte al acestui drum județean, noi anul trecut am turnat covor asfaltic. Ne-am oprit pe bucățica de la Jolteș pe care ne intenționăm să o continuăm în anul acesta. Iar acolo unde au fost lucrări de întreținere, cu siguranță vor continua și anul acesta. Cred că suntem iarăși cu toții de acord că trebuie să lăsăm investițiile foarte mari să fie realizate, iar în momentul în care noi tehnic putem interveni pe tronsoanele noastre de drum județean acolo unde au fost distruse, să intervenim cât mai aproape de momentul în care cele două axe ale județului sunt cu un grad de realizare destul de mare, pentru că se circulă, sincer vă spun, cu camioane cu o capacitate care depășește mult gabaritul normal și în acest context nu doar pe acolo sunt produse astfel de probleme. Dar împreună cu domnul vicepreședinte Dorin Birta, care răspunde de Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, împreună cu domnul director de la direcție, am inventariat deja toate aceste probleme și n-aș vrea nici să nu uităm faptul că aveam ieșit din sezonul rece și nici nu puteam să fie executat mai repede niște lucrări care țin și de temperaturile de afară. Oricum, vă mulțumim întotdeauna pentru faptul că ne aduceți încă o dată în agenda problemele reale din teritoriu și așa este bine să facem.